Să... Acesta este primul proiect la care am primit un rol. Este pe scena profesionistă prima dată. Am adus în viață un spectacol nou, deci după o lună jumate de lucru am reușit să aducem la rampă un spectacol, cred că foarte bun. Ce? Te zăgați mă! Te zăgați unde vedea! Unde? 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 Stai jos! Stai jos! Fii atent la mine. Ești tatăl nostru. Te-am drumul, idiotule! Nu pot să cred, să zvânește așa e, dar o merg mai tarte. Soarta prea mare, important să văd de lor care alungă și o ultimă speranță. Mie foarte mult îmi place teatru și am văzut filmul acesta care se numește Eu când vreau să fluier, eu fluier, și de aceea am și vrut să văd cum e pe scena de teatru. Și de aceea m-am și invitat aici să vin să primești și eu un rol în piesa aceasta. Cred că tot proiectul a ieșit fain. Eu o să las pentru public.
M-au ajutat foarte mult colegii de aici și în piesa asta mi-a fost tare, mi-a plăcut tare mult că au fost colegi care m-au putut ajuta în piesă. Aparatul vorbăoare care scoate gură, oricare, în primul rândul meu aici în rădă principal. Zice că aproximație, că nu cu adevărat. Vreau să mă fac auzit, mă fac, ca să vreau să mă fac, mă văzut, mă retrag. Dar tu ce faci, tu ce faci, până n-am să încep să fac ceva. Acesta a fost un proiect interesant, a fost făcut cu doi actori amatori, doi actori profesioniști în limba română și cu doi actori profesioniști în limba sârbă, care vreau să spun că s-au descurcat excelent și au realizat unele lucruri care sunt greu de realizat și că suntem foarte mulțumiți de acest spectacol. În rest, personajul nepotului a fost un personaj complex, antitetic persoanei mele și a fost destul de greu ca să mă pun în pielea lui. Când copți ani bătrân ceva să-mi cânt ce știi mai bine, că vă-ți uita și rinduri da și haia de mine, că vă-ți uita și vinți uita și haina de dar bătrân ceva să-mi cânt și din chitară, da, că doar s-o isprăvi cândva o viață atât. Ce? Unde? America! A? Știi că în America nimeni spală la chiloților. Cumpără-i poartă odată și aruncă. Da, serios, de. Da. O să fie mama la mine. Da. Face mama mâncare. O să fie toți americanii degetele despre oază cu care se face mama, da. Da. Eu deschid un bar. Spectacolul e foarte frumos și pe mine e foarte important să știi limba română. Eu nu vorbesc românește foarte bine și probabil spectatorilor am auzit ce cum mai vorbim. Cu doi amatori, cu doi sârbi și doi veterani, deci regizoarea sârbă, textul fiind românesc, cred că am făcut un pas enorm de mare și am adus un spectacol foarte, foarte bun.
cine a devenit publicul din seara asta, deci sala plină și toți mulțumiți, mai ales noi de pe scenă. Poate că nu vrea să încep o viață nouă cu un fost gardian, un pușcăriaș și un handicapat mental. Eu nu am prietenii mei, eu iată, eu am familia mea. Nimic nu-ți faci și bine. Îți poți continua școala acolo și acolo sunt pușcării unde poți. Ce dăm cu noi, dar nu le-ai nimic cu noi. Păi, mi se pare foarte frumos că e o echipă foarte, foarte bună și foarte tare. Spectacolul e foarte bun și trebuie să dea timpul și trebuie să aștept pentru 5-10-15 reprize și după aia se vede. Banul nostru, banul nostru, cerul albastru. Rog, rog frumos, aplauz mare pentru cea mai bună orchestră din toată lumea. Rog frumos, aplauz pentru Orchestra din toată lumea. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos, aplauz mare pentru Ursul din Carpații! Doamnelor și domnilor, mulțumesc și la voi. Să vorbe lor care alungă și o ultimă speranță. Să-mi amintesc de tine, neapărat o vorbă oare care de care scoate pe gură oricare. În primul rând sunt eu aici, în rolul principal. Ce-mi aproximație, cu adevărat. Vreau să mă fac auzit, mă fac ca să vreau să mă fac nevăzut, mă retrag. Dar tu ce faci, a? Tu ce faci, a? Până n-am să încep să fac ceva. Dacă eu vreau să fluier, atunci am să fluier. Eu când vreau să fluier, fluier.